închisoare ca să fie operat de hernie de disc. Cel puțin asta spune avocatul său. Finanțatorul Stelei a mai cerut în repetate rânduri să fie lăsat în libertate ca să participe la evenimente din familie. Însă, de fiecare dată, solicitarea i-a fost respinsă. Colega mea, Alexandra Ghețea, este în continuare la penitenciarul Poarta Albă, la poartă, nu în interior, și are detalii. Alexandra, spune-mi, te rog frumos, cât de gravă e situația din punct de vedere al medicilor care l-au văzut pe Gigi Becali? Bun găsit! Medicii au analizat RMN-ul și au ajuns la concluzia că ar fi nevoie de o intervenție medicală și totuși decizia finală îi aparține lui George Becali. Dacă această operație va fi făcută, iar putea fi efectuată în orice spital, are dotările necesare. Asta înseamnă că pe listă nu se află și spitalul penitenciarului Poarta Albă, întrucât aici nu există o secție specială pentru intervenții chirurgicale. În schimb, George Becali ar putea fi transferat într-un spital care aparține de sistemul penitenciarelor sau într-unul civil. Medicii vor hotărâ asta în funcție de gravitatea situației. De asemenea, n-ar fi exclus ca Becali să fie operat în străinătate, conform legii, bineînțeles. Până atunci pot să vă spun că el a rămas sub supraveghere la spitalul penitenciarului Poarta Albă. Gigi Becali, la 4 luni de la încarcerare, nu știa că e filmat. Își relaxa spatele pe băncile din curtea penitenciarului Jilava. Își ducea mâinile la spate. Gesturile sale trădau durere. 4 luni mai târziu, problemele la coloană au devenit greu de suportat pentru deținutul Becali. Astăzi a fost prezentat la o unitate sanitară din rețeaua civilă. Datorită plierii spațiului intervertebrale, apar dureri, normal, poate să mulțească și mâna. A fost terapeutul latifundiarului și știe că acum are nevoie de acupunctură, elongații sau kinetoterapie și mai ales de medici specialiști. I-a găsit la Spitalul Militar Constanța. Becali a fost transferat pentru că la Spitalul Penitenciar Poarta Albă nu există o secție de neurochirurgie. Latifundiarul este investigat de specialiști, iar cuvântul lor ar putea să-i aducă biletul de ieșire din închisoare, dacă vor spune că problemele sale de sănătate nu pot fi tratate după gratii. Ușor, ușor, spun specialiștii, discurile intervertebrale se tasează, se pot chiar sfârma și atinge nervii sciatici. Fără tratament, afecțiunile musculare pot ajunge să-i afecteze chiar și capacitatea de a merge. Dacă este nevoie de o intervenție chirurgicală, admițând că este vorba despre așa ceva, se va întâmpla într-un spital civil sub escortă, după care va fi adus înapoi în penitenciar. Deocamdată, Becali s-a întors la spitalul penitenciar și așteaptă decizia medicilor. Pentru probleme de colan nu poți să faci, nici să gândești coerent, nici normal. El trebuie să doarmă în primul rând pe o saltea specială. Acolo nici măcar zidurile nu sunt din beton, se zi un frig acolo. Când se supără mai tare, spun apropiații, durerile sunt și mai mari. Nu e întâmplător că i s-a făcut rău chiar după ce a picat la preselecția penitenciarului pentru un post de muncitor la Academia Nașului Hagi. Dreptul la muncă trebuie să îl dea, a fi singurul pușcăria și academician acolo. Ar fi că CV-ul domniei sale, respectiv expertiza personală, depășește cu mult condițiile cererii. Și atunci sigur că mă întreb și eu, un om care a dovedit că poate mult, nu poate și puțin? Ar putea fi selectat când se va întruni din nou comisia, dacă starea sa de sănătate va fi una bună. La sfârșitul lunii, Tribunalul Constanța va decide dacă întrerupe executarea pedepsei pentru a face tratament în libertate. Dar nu vă mai poate filma. Alături de mine și de domnul Hannibal Dumitrașcu, pe care deja l-ați văzut, sunt și domnii Sorin Dumitrașcu, fost director al Administrației Naționale a Penitenciarelor, și Răzvan Zamfir, secretar general adjunct al Partidului Conservator. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și dumneavoastră. Domnule Dumitrașcu, poate ne lămuriți cum stau lucrurile în cazul Becali. Când vom putea afla exact ce se întâmplă cu problemele sale de sănătate, dacă e scos sau nu din închisoare? Care e procedura? Ar trebui să ne întoarcem puțin în urmă câteva zile. Acum, înainte de Revelion, avocatul domniei sale a depus o cerere de întrerupere a pedepsei. În acel moment nu se știa că ar avea dureri atât de mari de spate și că ar fi o problemă serioasă, pentru că la etapa de anamneză probabil că n-a declarat atunci când se intră în acea perioadă de carantină.
Ulterior, conducerea penitenciarului l-a prezentat pentru investigații medicale și la penitenciarul Spital Poarta Albă, care este în aceeași incintă cu penitenciarul, după care a fost trimis la un specialist. Momentan încă nu se știe dacă este nevoie, încă nu s-a stabilit cu certitudine dacă este nevoie de această operație. În niciun caz nu este vorba de operație urgentă, mai ales că din ceea ce spun avocații domniei sale, este o boală pe care o are de 20 de ani și în tot acest timp ar fi putut să o trateze dacă era o formă atât de gravă. Dar dacă omul vrea să opereze acum? Păi omul vrea să se opereze acum așa cum a vrut să plece în învoire, așa cum a vrut să îi se suspende executarea pedepsei, așa cum a vrut declarativ să iasă la muncă, așa cum a vrut multe. Până la urmă, orice deținut vrea să fie liber. E o năzuință pe care pot să o înțeleg. Dar aș vrea să corectez ceva, pentru că am auzit pe cineva spunând despre frigul groaznic din penitenciare. Era Miron Cozma în materialul Miron de mai Cozma devreme pe care l-am văzut. Vede numai ploșnițe, șobolan și frig. Dacă în penitenciare, și se poate verifica ușor, e o problemă, nu e frigul. În penitenciare o problemă este căldura și supraaglomerarea, dar în niciun caz frigul. Adică cu toții ne uităm la televizor și vedem gulagul, dar nu suntem chiar acolo. Suntem puțin mai la vest și condițiile sunt ceva mai călduroase. Deci, dar apropo de condiții, v-ați putea trezi că vă dă Gigi Becali în judecată, că nu i-ați asigurat toate condițiile astfel încât să nu-i se agraveze problemele de sănătate pe care le are la coloana vertebrală de 20 de ani? M-aș întoarce la alte declarații al lui Gigi Becali undeva în jurul sărbătorilor și cred că nu era doar spiritul ăsta al sărbătorilor și al dorinței de a fi mai bun în acea perioadă. Gigi Becali a declarat cu gura lui telefonic că are condiții foarte bune, că e tratat, citez aici, ca un prinț și că toată lumea îl tratează foarte bine. S-a referit foarte clar la personal, doar că el are nevoie de libertate. Ceea ce este corect, adică pot să fiu de acord cu domnia sa. Dar, evident, ne putem aștepta și la plângeri de genul ăsta. Bun. Mai are vreo șansă acum să fie scos la muncă? Este o evidentă contradicție între cererea repetată și, în opinia mea, declarativă de a ieși la muncă, pentru că ar fi vrut o muncă de birou, ceva de consilier, consultant, nu muncile care se întâmplă de obicei în penitenciar. Boala pe care înțeleg că este extraordinar de gravă la acest moment. Deci dacă boala este atât de gravă încât nu poate să rămână în detenție, este cu atât mai gravă pentru a putea lucra. Dar, repet, sunt lucruri pe care avocații și medicii vor trebui să le lămurească la un moment dat. Și ce va întâmpla în perioada imediat următoare? Să știți că această afecțiune, atât când mă pricep eu, cât sunt eu informat în legătură cu ea, are momente, are episoade acute, extrem de dureroase și perioade în care nu ți se întâmplă nimic. E o boală nenorocită, omul probabil că știa de boală, nu s-a dus așa cum fac mii de pacienți aflați în această situație, din teamă, din lipsă de timp. Toți amânăm o intervenție chirurgicală, dacă nu e urgentă. Dacă mi este permis, sigur că dumneavoastră aveți dreptate, într-un fel, domnule Dumitreașcu, dar pe de altă parte, oamenii nu sunt, cum să spun, nu au un punct de vedere așa coerent de la început până la sfârșit. Eu sunt convins că domnul Gigi Becali, în primul rând, și-a dorit ca să iasă la muncă, ca să aibă gustul acela de libertate, absolut normal, pe care îl vrea absolut orice asta. Om. Eu am spus doar că... Nu e un subterfugiu. Să știți ce face medicală. Gigi Becali acum? Nu e un subterfugiu. E o suferință. Nu-l avantajează cu nimic. Știți foarte bine. Faptul că el pleacă la spital și se suspendă pedeapsa pentru o lună, două, habar nu am, depinde cum evoluează post-operatoriu, nu-l ajută cu nimic. Da, pe dacă ar fi fost, sau aș fi crezut că este un subterfugiu, cu scuze că vă întrerup, aș fi spus asta. Din păcate, bine ar fi să fie bine pentru dânsul, că nimeni nu-i vrea rău. Dar este o cerere pentru o boală nu foarte gravă raportată la alți deținuți care sunt în penitenciar. Noi avem în penitenciare și deținuți în scaune cu rotile. Deci deținuți care, folosind aceeași logică, ar trebui să fie liberi de mult.
dar totuși instanța, pentru că în cele dar din urmă... Dar nu este o cerere de eliberare, este în cele o cerere urmă, de tratament. Sau de întrerupere. În cele din urmă, instanța se va pronunța pe baza unei expertiză medicală făcută de specialiști. Aici sistemul penitenciar nu are absolut niciun cuvânt de spus. Ceea ce va decide comisia medicală și instanța, asta se va întâmpla. Fie că e vorba de tratament în libertate, adică îi întrerupe pedeapsa și merge omul și se tratează, după care se întoarce, fie că este vorba de o operație în detenție, adică va fi dus sub escortă la un penitenciar civil, va face operația și se va întoarce să-și facă recuperare la un spital civil. Luăm acum o pauză de doar câteva zeci de secunde, după care aș vrea să ne uităm de partea cealaltă. Am văzut cam care sunt condițiile în care stau deținuții, dar acum angajații din penitenciare sunt cei extrem de nemulțumiți și amenință cu greva. Respins definitiv de propriul popor, Băsescu mai încearcă o dată manevra mințirii americanilor că democrația este persecutată în România de cei care nu-i mai suportă regimul. Eșec de proporții. Victoria Nuland nu îi ia partea. Întâmpinată de cea mai votată petiție din toate timpurile din România, Victoria Nuland a aflat adevărul despre țara noastră. În această seară, invitatul Mihai Gâdea este prim-ministrul Victor Ponta. Cum răspunde acuzațiilor propagandei băsiste că a evitat să o întâlnească pe Victoria Nuland? Ce strategie are în războiul total declanșat de regimul Băsescu împotriva majorității de 70%? Ce face pentru a stopa aceste abuzuri? Rezistă USR în 2014? Își respectă promisiunile din campanie față de români? Va face dreptate până la capăt? Astăzi, de la 21 la Sinteza Zilei, cel mai urmărit talk show din România, la Antena 3. Cum spuneam ceva mai devreme, angajații din penitenciare sunt extrem de nemulțumiți de condițiile de lucru și amenință cu o grevă în luna februarie. Săptămâna aceasta au dat un comunicat de presă în care spun, printre altele, așa: că doar în 14 penitenciare din cele 45 există, potrivit rapoartelor oficiale, posibilitatea tehnică de a efectua corespunzător controlul accesului în penitenciar, restul aparaturii fiind nefuncțională. De asemenea, rapoartele asupra stării de sănătate a personalului dezvăluie situația dramatică. Mai mult decât atât, în același comunicat se vorbește despre un guvern care ignoră aceste probleme și care nu face altceva decât să saboteze actul de justiție prin, citez, incapacitarea intenționată a sistemului penitenciar. Răzvan Zamfir, cum traducem acest comunicat de presă? Putem înlocui câțiva termeni și găsim aceeași situație din învățământ sau sănătate. Nu diferă cu nimic, situația probabil e la fel de gravă. Nu cred că guvernul sabotează niciun fel de domeniu în mod intenționat. Cred doar că anumite probleme apărute încă de la începutul anilor 90 s-au agravat pe zi ce trece și probabil principala cauză pentru situația în care ne aflăm acum a fost lipsa de finanțare a unor domenii care poate ar trebui să fie prioritare. Da, noi n-am cel avut puțin nicio prioritate. În cazul educației și sănătății. Ce anume? Noi n-am avut nicio prioritate în ultimele două decenii. Noi am avut priorități individuale, noi nu am avut priorități colective. E regulă atunci dacă clasa oameni... politică a gândit ultra-individualist și putem observa că a gândit cu efect în acest mod, pentru că mulți dintre cei care acum sunt potenți financiari au provenit din rândurile clasei politice sau ale fostei clase politice. Dar gândind în mod colectiv, n-am produs niciun domeniu în care să excelăm grație intervenției statului, fie și exclusiv financiară. Deci e o situație generalizată în momentul de față. Care ar fi efectele unei greve în sistemul penitenciar, e greu de spus. Care ar fi soluțiile, iarăși. Bugetul ar trebui reanalizat și dacă ar exista surse de finanțare, sunt convins că guvernul le-ar pune la dispoziție. Din păcate, nu cred că sunt și cred oricum că primii bani s-ar duce către sănătate și educație și apoi, desigur, către toate celelalte domenii. Măcar de s-ar duce către sănătate și educație. Dacă ar exista bani, cred că astea ar trebui să fie cele două priorități. Simt nevoia să intervin puțin. Vă rog. Toată lumea înțelege că sunt, prioritizând lucrurile, te gândești în primul rând la educație și sănătate, unde colegul de platou a constatat foarte bine. Nu s-a făcut mare lucru, deși bune intenții au tot fost declarate. Dar să nu uităm că și justiția contează, că și finalitatea actului de justiție contează, că și în penitenciare ar trebui să discutăm despre o formă de educație
pentru acei cetățeni, concetățeni ai noștri care calcă strâmb, că și în penitenciar este nevoie de o politică de sănătate. Iată, avem deținuți care se îmbolnăvesc. Discutam zilele trecute despre ce se întâmplă atunci când descoperi un caz de TBC și câtă isterie creează o situație de genul ăsta. Sigur, se iau măsurile, dar se dovedește că situația e un pic mai complexă și nu poți doar pasând discuția dintr-o zonă în alta să-i spui, să o numești soluție. Adică, dacă este o problemă serioasă, opinia mea cel puțin, și cred că sindicatele au tras un semnal de alarmă care va trebui luat în seamă, este că trebuie intervenit înainte ca sistemul să se prăbușească. Pentru că nu discutăm de un sistem care a fost în atenția guvernanților până acum, s-au încercat lucruri și nu s-au reușit. Vedem, spre exemplu, că în sănătate, cel puțin medicina de urgență funcționează, s-a făcut ceva. Încă dar mai aici, funcționează? Încă mai funcționează. Și poate nu se mai investește cât ar trebui. Nu neapărat datorită lor, dar încă mai funcționează. Noi discutăm despre un sistem care e subfinanțat cronic din anii 90 și nu e vina unui guvern. Este vina guvernantului, politician care realizează că există pușcării în momentul în care îi se întâmplă pușcăria. Formularea din comunicatul de presă este extrem de dură la adresa guvernului actual. Vorbim despre, citesc din nou, incapacitatea intenționată a sistemului penitenciar. Lipsa de reacție atunci când ți se atrage atenția în mod repetat. Dar nu cred că se referă strict la acest guvern. E o problemă preluată de ani de zile și de ani de zile s-a pus problema de acest fel. Va intra în vigoare o nouă lege. Nimeni nu știe că pentru, sau nu realizează că pentru o nouă lege de executare a pedepselor, pentru că schimb fundamental anumite instituții din cadrul acelei legi, trebuie făcute anumite investiții. Acum câțiva ani, de-aia spun că vorbim de guverne diferite, acum câțiva ani, în 2006, a intrat o altă lege în vigoare. S-au introdus patru regimuri diferite de executare a pedepsei. Păi noi n-am avut penitenciarele astea pe patru regimuri. Acum se întâmplă la fel, apar instituții noi. Încă nu suntem pregătiți și nimeni nu realizează că e o chestiune serioasă. Altfel continuăm să ne mirăm că sunt plângeri de la CEDO, că nu sunt condițiile tocmai cele care ni le dorim și așa mai departe. Vă rog, domnule Hannibal Dumitrașcu. Da, sesizam așa în comunicatul acesta către presă al sindicatului o notă așa ușor politică, sarcastică, îmi cer scuze, dar asta văd, e mai degrabă un comunicat politic, politic decât nu, unul care să facă... Nu, cred că sunteți în eroare. E un comunicat care a mai fost analiză... și acum 4 ani și acum 6 ani. Lăsați-o. Deci accentul acolo este foarte clar. Da? Păi, unde ați văzut accentul pe un anume intenționat. Țintă? Deci eu nu cred că guvernul actual poate să... Dar n-ați spus nimeni guvernul actual. Dacă îl citiți cu atenție, veți vedea că nu spune nimeni guvernul actual. Despre asta vorbește comunicat. Nu spune nimeni guvernul actual. Și eu l-am citit, credeți-mă. Se spune guvernul. Dar dacă tu ai trimis comunicatul săptămâna asta și spui deci guvernul, la cine te referi? Evident, la guvernele României? Păi dacă contextual se referă la o situație de subfinanțare cronică din anii 90, așa cum o înțeleg și eu și o înțelege toată lumea, după care faci referire la guvern, evident că te referi la asta, dar nu neapărat pentru că ți-ar fi țintă. Dar ăsta e acum în funcție. Nu poți să te referi la altele doar așa pentru că... Păi și actualul guvern circuitează intenționat sistemul de penitenciar. Eu cred că faceți o interpretare... Câtă vreme nu reacționează, așa pare. Păi, credeți că ar avea posibilitatea să ajute sistemul penitenciar chiar și în detrimentul altor domenii, poate mai importante, eu și nu o face? Să nu... Păi nu, se pare că da. Se pare că are posibilitatea să o facă și nu o face? Are posibilitatea și nu o face, se pare că da. Dar ții soluțiile, sunt convins că oricine din executiv ar fi deschis către o soluție. Soluții au fost ignorate. Păi nu, dar poate nu sunt soluții aplicabile în momentul de față. Haideți să mai introducem un element în această discuție. Mai țineți minte povestea cu legea amnistiei? Da, desigur. Putem să introducem povestea asta în acest Putem context? Putem să introducem și discuția... Eu sunt convins că e legată de această lege amnistie, acest comunicat al sindicatelor din penitenciar. Păi haideți să nu ne mai învârtim în jurul cozii. Haideți să o spunem direct. Care ar fi legătura, domnul Hannibal Dumitrașcu? Haideți, domnul Dumitrașcu, despre asta este vorba. Care ar fi? Am înțeles afirmația, dar care e argumentul? Guvernul actual umblă prin majoritatea pe care o are în Parlament cu cioara vopsită ca să scape din pușcărie pe Gigi Becali, Năstase și pe alții, da?
așa și nu face nimic pentru ameliorarea condițiilor de lucru și ale deținuților aflați în sistem. Despre asta este vorba. Se face și unde e politica aici? Se impune totuși o precizare. Unde e politica? Păi, v-am spus. Unde e politica? E o chestiune profesională. Nu, dumneavoastră l-a spus. Nu există. Nu există în text. Dumneavoastră a spus, el nu există. E o chestiune pur profesională. Dumneavoastră ați vrea să-l politizați pentru a-l bagateliza, dar nu e cazul. E o chestiune pur profesională. Acolo sunt exemple date de faptul că doar în 14 penitenciare ai aparate de control. Foarte din 45. Rău, ce rău. E politic din asta? Deci foarte rău că este așa. Spuneți-mi dumneavoastră ce e politic din asta? S-a adus în darma cu moștenirea? Că 50% din angajați au diverse bolnavi. Ce e politic în asta? Asta s-au administrat crize. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Asta dar nu înseamnă că voi ne extăm și ne mirăm. La un moment dat trebuie să faci ceva. Despre intenție rea e prea mult, domnule. Răzvan Zamfir, încercai să spui ceva mai devreme. Încercam să explic că legea amnistiei nu vizează faptele de corupție. Deci nici Adrian Stasi, nici George Becali nu ar avea legătură. Iar nu, așa e creonat discursul politic la nivel discursul public. Păi de asta suntem aici, ca să clarificăm situația. În contraargument, ce e politic în acel comunicat? Trimiterea directă la guvern ca principal vinovat voit intenționat. A situației. Cine guvernează România? Intenționez, guvernează omul de intenționez cu instrumentele pe care le ai în dotare. Păi, bănuiesc că nu, că guvernul știe ce face. Dacă ar putea fi finalitatea unui gest de a sabota voit sistemul de penitenciar, care ar putea fi avantajul actualei coaliții USL în sabotarea penitenciarului de România? Eu bănuiesc că avem un guvern care decide știind ce face. Dumneavoastră încercați să-mi spuneți că nu face asta intenționat. Că în realitate guvernul ignoră problemele din penitenciare. Nu le ignoră. Spune că nu le poate de față, rezolva că nu are bani. Nu are soluțiile pentru tot ceea nimic, ce vă doriți. Sunteți în eroare. Nu. Guvernul nu a spus vreodată știți, nu avem acești bani. Nu, guvernul pur și simplu ignoră tot ce se întâmplă în domeniul ăsta. Eu nu cred că ignoră nimeni. Sunt convins că secretarii de stat care se ocupă de aceste probleme au răspunsurile de care aveți nevoie. E, răspunsurile astea nu există, eu vă spun. Sunt convins că urmarea acestui comunicat de presă va exista o reacție din partea executivului. Bine ar fi să fie și să o vedem. Comunicatul este dat, Răzvan Zamfir, de câteva zile bune. Da, da, astăzi este totuși duminică. Și există și alte priorități decât răspunsul la un comunicat de presă, care mai mult decât atât e un comunicat de presă ostil. E un comunicat de presă care acuză, fără niciun fel de argument, ce poate fi prietenos, poate fi și obiectivism. Nu poate fi un comunicat de presă credibil cel care acuză guvernul de sabotarea intenționare a sistemului penitenciar. Absolut obiectivă. Și o situație care spune exact cu exemple care este situația. Dumneavoastră vă legați de ultimă frază, nu, o scoateți din context și o întoarceți. Comunicatului de presă, că situația e nefericită în penitenciar, știm cu toții. Faptul că guvernul decide, faptul sau că poate chiar mai puțin nefericită decât nu în spitale. Vă supărați, da, nu vă supărați, da. Decizia de a nu interveni e o decizie și o chestie voită. Nu poți să spui că nu știi ce se întâmplă. Mi se pare că culpabil pentru guvern. Că nu știi ce se întâmplă. Eu vă spun că nu cred că există resursele pentru a soluționa o problemă generată în 20 de ani. Cum nu se întâmplă asta? Deci, nici în educație, deci repet, este o decizie intenționată. Nu este o lipsă de intenție acolo. Că nu poți să spun că li se întâmplă. Ne jucăm cu termenii, domnule. Haideți să discutăm semantici. Am termeni foarte clare acolo. Nu vă supărați. Dumneavoastră i-ați catalogat ori intenționat, este desigur opinia dumneavoastră. Bine sau prost scris acest comunicat de presă, îți vorbește despre o realitate din sistemul. Dumneavoastră sunt niște oameni care lucrează acolo de zeci de ani de zile și știu ce se întâmplă. Deci cunoștința de cauză există. Nu, termenii sunt folosiți în cunoștința de cauză, că nu cred că l-a scris Curin Vici de la Academia Română. Nici dumneavoastră sunteți de la Academia, dacă îmi permiteți. Nu, dar eu nu am scris acest comunicat de presă. Vă rog. Atunci, comunicați-l cu puțină considerațiune. Bine sau prost scris acest comunicat de presă vorbește despre o realitate scris, din penitenciar. Ne-a asumat. Domnilor. Dar pe că avem o problemă, o dispută pe un comunicat de presă. Ne-a lăsăm asumat comunicatul, haideți să vorbim despre lucrurile exacte. Deci acuzați guvernul în momentul de față. Nu eu îl acuz, sindicatele îl acuză de incapacitare intenționată. Plec, mă întorc după pauza publicitară, spuneți cum procedăm, domnilor. Am înțeles. Plec și revin mai târziu sau? Am înțeles că de-aia v-a supărat pe mine. Nu m-a supărat pe absolut nimeni, mă supăr că cineva nu și asumă faptul că a acuzat actualul guvern de subminarea sistemului penitenciar și în mod voit. Domnule Zamfir, domnule Dumitrașcu, revin cu întrebarea. Să plec, vă deranjez, mă întorc la pauza de publicitate. Rămâneți că bun. Putem avea o discuție interesantă. Sper. Pe asta mizam și eu și pe înțelegerea dumneavoastră. Aș vrea să ne uităm la ceea ce am văzut în această săptămână la Colibaș, în penitenciarul Colibaș, da?
Acolo au apărut, de la deținuții de acolo, mai multe poze pe Facebook cum au petrecut ei în noaptea de Revelion. E o chestiune care se întâmplă constant. Astăzi este Colibașul, da? Se face ancheta acolo, cum au fost introduse telefoanele, calculatoarele și așa mai departe. Da, citind acest comunicat, bine sau prost scris, haideți să-l lăsăm deoparte, constat că practic nu există niciun control în penitenciar. Când tu vii și îmi spui că doar 14 penitenciare din cele 45 au aparatură, au dotarea tehnică necesară, restul aparaturii fiind nefuncțională, despre ce mai discutăm? De ce să mai faci anchetă? Control există, dar din păcate asta înseamnă doar sute de mii de ore suplimentare pentru oameni, pentru că lipsesc mijloacele tehnice. Probabil că e o afirmație politică, pentru care îmi cer scuze, dar chiar nu există mijloacele tehnice. Chiar sunt situații în care se circulă cu acele auto speciale fără asigurare. Adică situația în condițiile astea, eu, cetățeanul României care plătește taxe și impozite, pot să trăiesc la ora actuală cu senzația că foarte mulți dintre infractori, nu cei care au furat o găină, mă refer la interlop și așa mai departe, care acum sunt în spatele gratiilor, își derulează bine mersi afacerile fără niciun fel de reținere? Păi există un exemplu foarte clar și destul de cunoscut în perioada asta. Știți acele infracțiuni făcute prin telefon? Da. Da? Metoda accidentul... Au durat ani de zile și nu este o chestiune de un guvern. Vă repet, n-am vrut să agresez acest guvern spunând că, din păcate, este responsabilitatea executivului să ia măsuri. De ani de zile se ridică această problemă, niciun guvern n-a reacționat brusc. S-a întâmplat să se facă această lege și este un lucru bun pe care pot să-l contabilizez la reacția acestui guvern, da? Că s-a făcut foarte repede, s-a pus pe ordinea de zi această lege a bruiajului în penitenciare și este deja aprobată și va fi pusă în funcțiune. Aș vrea să rămânem în această zonă. Răzvan Zamfir, de ce nu este executivul, oricum l-ar chema pe el, interesat să rezolve odată și odată această chestiune, fie doar ca să mă liniștească pe mine, cetățean, că în momentul în care un individ periculos ajunge după gratii, chiar nu mai poate comite niciun fel de nelegiuire? Păi, în ceea ce privește folosirea telefonului, și domnul Dumitrașcu a recunoscut că a existat un interes din partea actualei majorități parlamentare în producerea, așa funcționează lucrurile într-un stat. Din păcate, ar fi trebuit să funcționeze responsabil. Așa tot funcționează de lucrurile într-o democrație. Presa, societatea civilă semnalează și la presiunea presei și a societății civile în general, decidenții reacționează. E un principiu simplu, elementar. Chiar și domnul Dumitrașcu, iată, ușor ostil guvernului și a asumat, înțeleg, recunoaște că a existat o lege utilă în acest sens, legea broiajului, până acum neprodusă de o altă majoritate parlamentară. Deci soluții încearcă să se identifice, chiar și pentru problema supraaglomerării penitenciarului. S-a produs această soluție a legii amnistiei, pe care eu o găsesc interesantă ca, să-i spunem, formulare, deși aș fi fost mult mai confortabil, conservator fiind, cu translatarea pedepselor mici în muncă în folosul comunității, nu amnistierea angro a unor categorii sociale. Oricum, la momentul de față, noi nu prea știm ce se va întâmpla cu această lege. Nici măcar americanii, spunea doamna Niulă ieri. O propunere inițiativă venită din partea majorității parlamentare. Au fost, deci, soluții în acest sens. Că nu se acordă toți banii pe care îi cer reprezentanții sindicatelor? Da, asta e o realitate. Nu se acordă aproape deloc, dar în fine, asta e altă discuție. Aproape deloc, e o situație generalizată. Bine ați venit în România. Din păcate, astea sunt lucrurile. Dar iată, există soluții legislative gândite de actuala majoritate? Dacă vreți, să vă spun și unde se dau bani. Că în alte locuri se pare că sunt, nu? Unde? Pe tot felul de licitații și astea sunt bani. Când este vorba de rezolvat o problemă punctuală, nu mai sunt bani. Când este vorba să cumpărăm kilometru de autostradă cu zeci de milioane, atunci sunt bani și sunt foarte mulți și cumpărat îi dăm cu guvern, kilometru de autostradă. Nu discut cu de actualul guvern, nu vă supărați. Pe mine nu mă pasionează acum. Actualul guvern, pe mine mă pasionează actul de guvernare în sine. Guvernantul trebuie să fie responsabil, indiferent de care este compoziția. Pe mine nu mă interesează cine e la guvernare. Noi încercăm să spunem că actualul guvern a venit tocmai pentru a nu se mai cumpăra kilometru de autostradă cu zeci de milioane, cum spuneați dumneavoastră. Păi, bine, o să aflăm peste 4 ani. O să aflăm peste 4 ani, nu acum, da. O să aflăm peste 4 ani, dar nu putem să facem un proces de intenție și mai mult decât atât să condamnăm în necunoștință de cauză, doar pentru că, de regulă, în ultimii 20 de ani, guvernele dar au avut experiențe nefericite. Când am avut de apreciat, am apreciat. V-am spus asta doar că spun nu discut de un guvern anume și nu mă interesează cine e acum la guvernare. Mi se pare util
ca oricare ar fi acel guvern și oricare ar fi acea majoritate să ia anumite măsuri care sunt de luat. Punct. Absolut. Cele două legi vin în sprijinul ameliorării situației din penitenciar? Legea cu amnistie e discutabilă. Legea cu broiajul, da, este un lucru foarte bun și putem să-l trecem la capitolul lucruri bine făcute. Există, deci, inițiativă și în această zonă. Domnule Dumitrașcu, eu constat, ascultându-i pe cei doi domni, că practic, nu știu, trăim ziua cârtiței, dacă îi pot spune așa. Indiferent despre ce discutăm în țara asta, că e despre sistemul penitenciar, e despre autostrăzi, despre spitale și așa mai departe, discuția se poartă simplu. Vine reprezentantul puterii care spune, aia de dinainte n-au fost în stare. Păi de-aia am venit, o rezolvăm noi, aveți răbdare. Vine cetățeanul și spune, păi prietene, nu mai trăiesc două vieți. Putem avea așa senzația că suntem într-un soi de Babilon, mai ales la nivelul discursului public și că un fel de ecou așa ne însoțește istoria de 22 de ani și orice am spune, tot un soi de remanență avem la nivelul argumentelor pe care le purtăm atunci când venim în fața camerelor de luat vederi. Eu sunt de acord că toate instituțiile din România sunt fără îndoială mult rămase în urmă în raport cu nevoile reale ale cetățeanului. Una dintre ele este sistemul penitenciar. Sistemul penitenciar este instrumentul pe care îl are comunitatea de a ține sub control violența. Pentru asta e creat acest sistem. Că el creează și mai multă violență prin felul în care este structurat, fără îndoială că toată lumea știe acest lucru. Ideea este, domnule Dumitrașcu, ce facem? Criticăm la nesfârșit pe toți cei care fac inițiative de schimbare în România de dragul acestui discurs remanent? Aveți o teză falsă, că nu critică nimeni pe cineva care face ceva. Teza mea nu este falsă. E falsă și vă spun care este elementul greșit. Îmi cer scuze că sunt nevoie să vă întrerup. Dar nimeni nu critică pe cineva care face. Tocmai ăsta este sensul comunicatului. Faceți ceva, că nu se face nimic în domeniul ăsta. Numai dacă există o presiune mediatică imensă sau dacă intrăm într-o situație de criză. Ori guvernul trebuie să fie responsabil, oricare ar fi ăla. Și dumneavoastră sunteți parte a societății civile. Toți suntem parte a lumii. Într-un sistem deschis, cum este societatea românească, societatea civilă este cea care creează, cum spunea domnul Zanfir, presiunea asupra factorului de decizie administrativ-politic pentru ca lucrurile să fie făcute în favoarea cetățeanului. Eu nu vă critic decât modul în care aduceți argumentul acesta ușor nediferențiat. Atâta tot. În rest, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră că acest guvern are probabil mai multă responsabilitate decât guvernele anterioare, fie și prin cei 70% pe care îi are la nivelul Parlamentului României. Dar, încă o dată, remanența aceasta a discursului critică pentru că oricum va ieși ceva, nu e în regulă, nu e în regulă. Dumneavoastră, eu ridic așa, că e protest, da? Pentru că discursul inserat în conținutul acestui comunicat este identic cu cel al opoziției politice din România. Și mai ales a opoziției politice venite de la Cotroceni. Nu, greșiți că bagatelizați un lucru foarte serios. Vă amintesc și pot să vă probez nu bagatelizez nimic. Acum 3 ani, acum 4 ani veți găsi aproximativ aceleași solicitări, da? Duse la Cotroceni. Oamenii ăștia din penitenciare s-au dus la Cotroceni și au protestat. Și s-au mers cu aceleași revendicări. Iar PDL-ul făcea aceeași greșeală. Sau cine era la putere, că nu contează. Omul are o problemă profesională. Cineva îi spune, îmi pare rău, e un discurs politic, nu te mai ascult. Nu! Corect este că acești oameni să fie ascultați. Nu să fie bagatelizată toată situația asta prin punerea unei etichete politice. N-are niciun sens. Este o solicitare profesională. Ca să ne mai liniștim un pic, luăm acum o pauză de publicitate de doar câteva minute, ne întoarcem imediat. Întors pentru concluzii la ediția de weekend, o ediție în care am discutat despre România, o țară mult prea săracă, să aibă priorități sau să arate a țară civilizată până la urmă. Domnule Dumitrașcu, mă gândeam pe pauza de publicitate la următorul lucru. Noi de fiecare dată, jurnaliștii, când facem comparație, când vine vorba de alocările bugetare cu
norma de hrană pentru un deținut. Spunem că e de 3 ori mai mare efortul financiar al statului pentru deținut decât pentru un copil, pentru un om internat într-un spital. Și mi se pare acum absurd, în condițiile astea în care noi vă dădeam exemplu pozitiv, taman la dumneavoastră să fie marea problemă cu banii. Nu e chiar un exemplu pozitiv și eu înțeleg logica și înțeleg de unde vine. Ideea e că justiția costă. Nu cheltuim banii ăștia cu un deținut. Și comparația și statistica asta e ușor nepotrivită. E ca și cum am judecat poliția după cât ne costă fiecare furt descoperit. Poate să ne coste mult mai mult decât ne costă un deținut. Este, dacă vreți, nu foarte relevantă ca și comparație, dar realitatea este că sunt doar banii de subzistență. Realitatea este că nu sunt banii investiți în programe de reeducare, pentru că de asta trimitem oamenii la pușcărie, să învețe ceva, să iese mai bun, să putem să-i reintegrăm. Banii investiți în programe de reeducare, o să vedeți în bugete, sunt zero, pentru că tot se duc la supraviețuire. În 10 secunde, de ce trebuie să investească statul în pușcării în momentul ăsta? Statul trebuie să investească pentru că sistemul de justiție trebuie să funcționeze. Este singurul motiv pentru care statul trebuie să investească. Răzvan Zamfir. Statul trebuie să investească și penitenciare, dar investițiile trebuie să urmeze o linie de priorități asumate și comunicate în consecință. Și, sincer, cred cu tărie că prioritățile astea poate ar trebui comunicate mai bine, dar în mod cert nu se poate începe și niciun stat nu se poate începe cu creșterea bugetului la penitenciare în condițiile în care s-ar afla exact ca România. Bineînțeles, se poate mai mult. Dar uitați-vă și în jur. Ar fi așa un semnal, nu, că mergem spre represiune. La prima vedere, sigur că vorbim despre controlul comunității asupra violenței la care se dedau unii dintre membrii săi. Dar fără îndoială, eu cred că cel mai important lucru este ca investiția în bani să fie urmărită în investiția umană făcută în interiorul sistemului penitenciar. Dacă lucrurile acestea vor putea fi măsurate, observate, cu certitudine, experimentul acesta numit sistemul penitenciar va avea de câștigat. Aș vrea să mergem acum la Lorena Burla.